7 proiecte suplimentare pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara de astăzi. Printre acestea și proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a situlului arheologic Sarmizegetuza Regia, terasa 10 din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetuza Regia, Munții Orăștiei, județul Hunedoara. Pe rețelele de socializare au apărut câteva comentarii critice din partea unor politicieni care susțin că lucrările din situl UNESCO nu sunt de calitate. Președintele Laurențiu Nistor contrazice comentariile, considerând că cei care le fac, le fac doar ca să se afle în treabă. Tot ce facem acolo este sub control, nu se face nicio lucrare anapoda, se respectă proiectul, mai ales că proiectantul este Institutul Național al Patrimoniului. Dacă nici Institutul Național al Patrimoniului nu face proiecte bune și nu se interesează despre istorie și mai ales despre cetățile dacice, înseamnă că nimeni nu ne mai ocupăm. Încă o dată vă asigur că toate lucrările care vor fi acolo vor respecta în ad literam, să zic așa, tot ce scrie în proiect și nimeni nu se abate de la lucrare și mai mult respectarea a ce înseamnă istorie pentru noi, pentru județul Hunedoara, va fi făcută întocmai. Nu facem rabat de calitate la lucrări. Constructorul care a câștigat această licitație este, l-am apreciat ca fiind foarte bun și faptul că merg des în teren, am văzut că într-adevăr fac lucrări de calitate. Sigur că se mai trezesc unii care vor să afle în treabă, să-mi scrie și mie pe mailul meu, să-mi scrie pe WhatsApp, că acolo nu se fac lucrări de calitate. Nimic mai fals decât asta, decât hai să ne aflăm în treabă, că e mai bine așa. Zilele trecute la sediul Consiliului Județean Hunedoara a avut loc o întâlnire de lucru pe tema acestui proiect. La discuțiile conduse de președintele Laurențiu Nistor au luat parte membrii unității de implementare a proiectului, responsabilii care asigură proiectarea și execuția, precum și responsabilii cu cercetarea arheologică și supravegherea arheologică pe durata proiectului.